Bună ziua, dragi copii! Aș dori să vă prezint azi niște copii simpatici la fel ca voi. Nu-i așa că vreți să îi cunoașteți? Afară e cald. Parcul îi așteaptă pe copii la joacă. Iată că primul a ajuns deja. Este Eddie. El vine ca întotdeauna cu mingea. Apoi ajunge Ana, care o aduce și pe Emma. Urmează Adi, iar ultima sosește Dora, care își face intrarea sărind coarda. Copiii se salută politicos. Ei se cunosc bine, sunt prieteni buni. Hei, Eddie, ție doar să joci fotbal îți place? Întrebă Ana. Îmi place mult să joc fotbal, dar îmi place foarte mult să hrănesc animalele. Am acasă iepuri, o pisică și un câine pe care îl cheamă Lord. Eu le îngrijesc și mă joc cu ele. Dar ție, Emma, ce-ți place să faci după ore? Întrebă Eddie. Mie îmi place să decupez cu foarfeca și să fac felicitări pentru mama și surorile mele. Îmi place să fac și brățări din mărgele colorate pentru prietenele mele. Da, și mie mi-ai făcut una, spuse Ana. Uite, o am și acum. Hai să o întrebăm și pe Dora ce îi place să facă, spuse Emma. Dora, care este activitatea ta preferată? Întrebă Emma. Îmi place să mă joc cu voi în parc, dar îmi place și să cânt. Am acasă un microfon și îmi place să organizez spectacole pentru familia mea. Bineînțeles, eu sunt vedeta, spuse Dora. Dar tu, Ana, nu ne-ai spus încă nimic. Ție ce îți place să faci? Întrebă Dora. Mie îmi place să modelez din plastilină sau lut. Pot să fac ciuperci, animale, fructe, farfurii, chiar și rochițe pentru păpuși, iar uneori le și pictez. Unde e Adi? Oare lui ce-i place să facă? Întrebă Eddie. Aici sunt. Mie îmi place să mă uit la televizor. M-aș uita toată ziua la desene, spuse Adi. Dar nu este bine să te uiți mult timp la televizor, spuse Emma. Ochii tăi se pot îmbolnăvi, adăugă Dora. Și corpul tău se poate îmbolnăvi dacă stai toată ziua la televizor, spuse Ana. Hai, Adi, găsește altă activitate care să-ți placă, adăugă Eddie. Dacă tu nu poți, știm noi pe cineva care te poate ajuta. Dragi copii, a venit rândul vostru. Voi va trebui să-l ajutați pe Adi să găsească o activitate care să-i placă. Să stai în fața televizorului nu este bine. Ce ziceți? Îl ajutați? Dacă doriți să-l ajutați, spuneți în cor da. 3, 2, 1. Bravo! Mă bucur că vreți să-l ajutați pe Adi. Iată cum veți face. Fiecare dintre voi se va gândi la activitatea preferată, apoi va veni în fața clasei pentru a mima sau a imita acea activitate. Colegii voștri vor încerca să ghicească ce activitate mimați. Sigur și Adi va încerca activitățile propuse de voi. Probabil își va găsi una preferată și va sta mai puțin la televizor. Vă doresc mult succes! La revedere!